Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. Pe la începutul anilor 70, singura mea incursiune în lumea exterioară fusese un radio CB. Aveam un transmițător radio în camera mea, iar în mașină instalasem o stație radio. Tatăl meu, nevrând să risipească nimic, o transferase în acest automobil. Am început să-l butonez sărind peste diverse frecvențe în timp ce ajunsesem cu mama pe autostrada 60, alegând să ne îndreptăm mai curând spre apus decât spre răsărit. Auzisem de la un prieten din Clarkson că cei urmăriți de poliție au mai multe șanse să scape, mergând pe drumuri drepte decât pe străzi lăturalnice și alei sinuoase. Oricum, prea multe nu erau în dogut. Cel mai adesea alegeam canalul 4. Nu puteam decât să-mi imaginez ce or fi gândit oamenii ăia când au descoperit că băiatul cu care vorbiseră atâția amar de ani fusese la închisoare. Ar fi trebuit să se întoarcă aseară, dar i-a rămas velatura agățată pe râul Missouri și probabil că nu o să ajungă decât de seară. Am așteptat până ce doamna cu vorbirea tărăgănată termină și am pornit microfonul stației radio. Știți, îmi pare rău că intervin, dar am nevoie de o mână de ajutor. Numele meu este Will Hatfield, sunt urmărit de șeful poliției din Dogwood și de câțiva din ucigașii lui. După care am făcut o pauză și am ascultat paraziții de pe frecvență având vârtej de gânduri în cap. Will, sunt în spatele nostru, spuse mama. Eram pe o porțiune de șosea întinsă ce trecea pe lângă postul de radio, iar eu am accelerat până la 80 de kilometri pe oră. Roata dreaptă față început să bată, iar eu am fost forțat să o las mai moale cu accelerația. Rog pe cineva să anunțe șeriful sau poliția statală. Mama își desfăcu centura de siguranță și se înclină în scaun luptându-se să îl dea spre spate. Trebuie să tragi pe dreapta, Will, spuse un bărbat. L-am recunoscut pe Coyote, unul din echipa grizonată care făceau canalul 4 atât de amuzant. Nu cunoșteam identitățile acestor oameni, erau doar voci în eter. Coyote, am nevoie de ajutorul tău. Eddie Barrett l-a ucis pe Elvis, Aaron Spurlock. Știa ceva despre niște bani furați. Eddie și oamenii lui m-au luat ostatic, dar am evadat. Vă rog să mă ajute cineva. Blochează portiera, spuse mama de pe bancheta din spate. Am lăsat transmițătorul și am pus siguranța pe portieră. Cine a fost asta? Întrebă Coyote. Mama mea, nu puteam să o las acolo, tipul acesta mă ajunge din urmă cu mașina de poliție. Dacă intenționezi să mă ajuți, te rog să o faci acum. O altă pauză lungă, apoi interveni o voce de femeie. Păi sper din suflet că o să te ajungă din urmă, ucigaș ticălos. Un glonț străbătu luneta, făcând geamul cioburi, iar eu m-am lăsat brusc în jos. Ești bine, mamă? Ăștia vor să-i fac suveniruri, spuse ea. Prin oglinda retrovizoare am urmărit-o cum izbește geamul cu țeava puștii, făcând o mică gaură în sticlă. Ochii și trase, ratând ținta de departe. Mai bine rămâne aplecată, am urlat. Mama mai trase de două ori farul din stânga al mașinii de poliție, stingându-se. I-a scos un strigă de bucurie. Am nimerit unul. Țintește-o un pic mai sus, am spus eu. Un alt glonț ricoșă în cupola mașinii noastre, iar oglinda laterală se sfărâmă în bucăți. Am trecut pe următoarea bandă de circulație, după care am revenit spre dreapta. Ține mașina dreaptă. Trase 5 focuri cu pușca de calibru 22, unul după altul. Cel de-al patrulea nimeri parbrizul. Mașina de poliție încetini imediat. Bravo! Am țipat eu, apropiindu-ne de colț și de piață de vechituri, ce se afla sub nivelul nostru. Am încetinit numai când să iau în siguranță curba și am pornit din nou microfonul. Coyote, trag în noi! Încearcă să scape de martori, adică de mine. Nu știi cine e acesta, nu? Spuse mama. Coyote este domnul judecător Henderson. El reveni pe frecvență. Am vorbit cu dispeceratul, spun că ești înarmat și periculos și că împușcăturile sunt trase din mașina ta. Domnule, mama mea și cu mine nu facem decât să ne apărăm, vă rog, trebuie să ne ajutați. Lasă-l să putrezească, spuse altcineva. Apoi mai multe voci agitate s-au făcut ecoul aceleiași păreri. În cele din urmă, Coyote vorbi din nou.
Trebuie să tragi pe dreapta imediat. Un ajutor al șerifului e în drum spre voi, dar trebuie să te predai autorităților. Dacă mă predau, suntem morți, spuse eu. Fiule, ai încălcat regula de bună purtare pentru că posezi o armă de foc. Nu-ți înrăutăți situația. Am aruncat microfonul și am strivit pedala de accelerație până la podea. Toată viața ei, mama fusese de principiu să aleagă calea sigură de a face lucrurile. Când tatălui meu îi se oferise șansa să cumpere niște teren pe un preț derizoriu, ea fusese de părere că avem suficient. Când el vruse să-și dea demisia de la slujbă și să nu mai muncească la fermă cu norma întreagă, ea spusese că avem nevoie de un venit stabil și de asigurare de sănătate. Acum, când ne aflam în cele mai disperate împrejurări ale vieții noastre, se ridica la înălțimea situației, devenind cu mult mai puțin precaută decât mi-aș fi imaginat vreodată. Ce i-ar plăcea tatei să te vadă așa? Am strigat să acopăr zgomotul și vântul. Am trecut de Family Dollar și Pizza Hut cu 75 de kilometri la oră, iar la dreapta se ivi casa funerară. În oraș era un singur semafor și numai ce ne apropiarăm, lumina se schimbă în galben, apoi în roșu. Ține-te bine, spusei, n-o să oprim. Am încetinit la aproape 40 de kilometri la oră și din moment ce n-am văzut nicio mașină care să vină spre intersecție, am accelerat, îndreptându-ne glonț spre locația școlii celei vechi. Avionul Sabre era luminat, așteptându-ne ca un vechi prieten. Trecem pe aici și s-ar putea să-l întâlnim pe ajutorul de șerif venind din sens opus, am spus eu. Am văzut mașina de poliție a orașului Dogwood prea târziu ca să mai reacționez. Era în spatele avionului, iar când îmi făcu semn cu farurile, mi-a distras atenția și n-am remarcat banda țintată. Toate cele patru roți au cedat, iar noi am deviat spre stânga. Înaintam în virtutea inerției, însă am simțit miros de cauciuc arzând și jantele hârâind de asfalt. Scânteile săreau aiduma unui jet de duș în lateralele mașinii, iar mama și-a acoperit capul cu mâinile. Lumini de girofar se învârteau pe câmpul întunecat din fața noastră, dar în loc să frânez, am călcat accelerația până la podea. Cu ambele mâini pe volan, abia reușeam să controlez mașina, chiar dacă acum încetinisem pe undeva pe la vreo 35 de kilometri la oră. Scrâșnetul frecării se accentuă, iar roțile care râcâiau și gemeau fură acoperite de sunetul modulat al sirenei. Am ghidat mașina pe mijlocul drumului îngust, astfel încât mașina de poliție să se poată încadra lângă mine și m-am apropiat de indicatorul pod închis și de barierele în culori portocaliu cu galben. Podul acela n-are cum să reziste la greutatea mașinii, urlă mama din spate. Ți-ai adus costumul de baie? Am întrebat-o. Nu, doar pușca. Aș fi râs, însă situația era mult prea sumbră. Mașina merse târâș pe panta ce ducea spre pod și împinse barierele. Una din ele rămase înțepenită sub roata dreaptă, iar noi am intrat trâncănind pe pod peste scândurile vechi, menite pentru trecerea căruțelor cu cai. Mașina se înclină brusc spre stânga, apoi se opri violent la contactul cu scândurile putrede. Nu mai auzeam altceva decât săsăitul motorului și apa care curgea de desubtul nostru. Ești bine? Spusei. Mama rosti ceva nedeslușit. Mâinile sus și ieșiți afară de mașină, strigă polițistul în spatele nostru. Mama vârâ ceva în cămașa de noapte și se chinui să-și îndrepte spatele, scrutând prin lunetă cu ochii mijiți. Tu ești Bobby Ray? Polițistul ținea arma întinsă în față, blocat parțial de portiera deschisă. N-am reușit să-i văd fața, dar am distins clar cum țeava pistolului se ridică ușor. Doamna Hatfield? Chiar eu, miss, iar dacă nu ești înhăitat cu Eddie și clica lui, ai face bine să ne lași să plecăm de aici. Părubul versat, iar eu m-am gândit că era momentul prielnic să-l dăm și mai tare peste cap. Am deschis portiera și am ieșit afară, lăsând arma pe care o aveam să cadă pe scândurile podului. Dăm pușca, mamă, spusei, gândindu-mă că sub nicio formă nu m-aș fi imaginat să spun cuvintele alea, dar iată că le pronunțasem. Îmi dădu pușca prin geam, iar eu am lăsat-o să cadă, apoi am ajutat-o să iasă din mașină.
Suntem dezarmați, nu prezentăm nicio amenințare. Culcați-vă cu fața în jos, ordonă el. Bobby Ray, te știu de când erai atâtica, spuse mama. Se întoarse spre mine. I-am fost profesoară la școala duminicală pe când era într-a doua. Apoi, adresându-se lui Bobby Ray, nu cred că te-ai încurcat cu oamenii ăștia, dar dacă da, ai face bine să-i ceri chiar acum iertare lui Dumnezeu, pentru că se apropie clipa judecății. Nu știu despre ce vorbiți, dar vreau să vă culcați cu fața în jos, ca să evităm și alte necazuri. O mașină dădu colțul scrâșnind, iar un far veni în viteză spre noi. Am apucat-o pe mama de mână și am împins-o spre mijlocul podului. Fii liniștită, nu cred că Bobby Ray o va împușca pe profesoara asta care l-a învățat la școala duminicală. Scândurile podului aveau găuri, iar de câteva ori m-am gândit că aveam să cădem amândoi în râu, dar am reușit să ajungem la celălalt capăt al podului, în timp ce Eddie trăsese mașina lângă Bobby Ray. Îi spuse ceva, iar Bobby Ray ne arătă cu degetul. Eddie alergă spre mașina noastră și se aplecă lângă ea. Ce faci acolo?" spuse mama. Eddie ridică arma pe care o aruncasem și o examină. Făcu câțiva pași în spate și își făcu ochii roată peste toată zona. Capătul podului era iluminat de un bec fluorescent. Când se retrase la mașina de poliție, m-am întors cu fața la mama. Urcă dealul și du-te la prima casă, grăbește-te. Dar ce face ăla? Du-te! Înainte să facă vreo mișcare, se auzi o explozie de cealaltă parte a podului. Doamne Dumnezeule! Mama îngenunche pe bordura de pământ moale de la capătul podului și acoperi gura când îl văzu pe elevul de la școala duminicală prăbușindu-se la pământ în mișcările circulare ale girofarului. Stăteam în picioare la capătul podului la vedere când Eddie se întoarse și porni spre mine. L-am pușcat, spuse mama cu voce tremurândă. L-a ucis pe Bobby Ray cu sânge rece. Mamă, trebuie să te ridici. Nu te părăsesc. Ridică o mână ca și cum ar fi vrut să se prindă de o balustradă cu ochii în lacrimi. Puiule, nu am găsit puterea să ajung la proces și să te văd acolo. Mi s-ar fi sfâșiat inima. Sper să mă poți ierta, fiindcă nu ți-am purtat pică. Nici eu n-aș fi fost acolo dacă nu era imperios necesar. Până aici ți-a fost vil, spuse Eddie ocolind mașina. Ți-ar fi fost mai bine dacă ai fi rămas la Clarkson decât să te întorci aici. Doamnă Hartfield, rămâneți pe loc. Se potrivește de minune să ne reîntâlnim aici, nu credeți? Spuse ei. Data trecută când eram aici pe pod, ai pierdut vreo doi dinți. Despre ce tot vorbește acolo? Spuse Eddie. O mai ții minte pe Karin? Îți mai amintești cum ai venit aici cu ea? Crezând că sunteți singuri? Când o fată spune nu, păi chiar asta vrea să spună. Dispăru în întunericul podului, rămânându-i doar silueta pe fundalul luminilor ce se învârteau. Aha, deci tu erai acela. Ar fi trebuit să știu că o să revendici fapta cu autor necunoscut. Fata aia nici măcar n-a meritat toată tevatura. Și deci aici te-ai descotorosit de Elvis. Ce semeni ai aculegi, spuse Eddie. Podul scrâșni și gemui, iar un căprior se frânse în două deasupra capului său. Eddie sări pe trotuar în timp ce mașina noastră căzu printre scânduri, într-o primă fază doar jumătate, abia atingând apa, după care plonjă cu totul despicând apa cu zgomot. Na, că bătrânul Elvis și-a făcut rost de o mașinuță, Eddie râse, iar tu o să îi te alături. O să mă împuști cu arma ta? Întrebai. Asta nu o să dea bine în raport. Doar l-ai împușcat pe Bobby Ray cu ea, nu? Când te-am încolțit, ai îndreptat-o spre tine. Eddie se apropie, după cum era previzibil, iar râul curgea de desubt umflat și noroios, purtând aluviuni în aval. Dar înainte de a întoarce arma spre tine, ai avut grijă de stricata care te-a dus pe lume. Din toate scenariile pe care mi le imaginasem în copilărie, cu toți hoții și teroriști din care îmi salvam biserica și școala, niciodată nu-mi imaginasem că aveam să-mi apăr mama de șeful de post.
Mi-am scos pieptul înainte, pășind spre dreapta, punându-mă în fața țintei. Nu-mi vei răni, mama? Edi zâmbi. Bine. Păși mai aproape de balustradă, privindu-mă țintă în ochi. De mult aștept eu momentul acesta. Oamenii se întreabă la ce se vor gândi în momentul morții. Copiii, cuvintele nerostite, iertare, Dumnezeu. Gândul îmi zbură la Karin în momentul ce a precedat împușcătura, explozie distantă ce avea ceva din afara lumii acesteia. Îmi veni în minte casa de pe deal și priveliștea pe care ofereau valea și copacii toamnă. O panoramă sentimentală ce m-oglindea viața. M-am gândit la toate momentele pe care nu apucasem să le petrec cu Karin, la copiii pe care nu aveam să-i concepem, la momentele de intimitate pe care nu aveam să le împărtășim. Melodiile rămase pe pauză în combina vieții noastre. Ceea ce mi se păru ciudat era faptul că împușcătura nu m-a durut. Mi-am dat seama și de ce când am văzut sângele din gura lui Edi prelingându-i se pe obraz și felul în care îi se rotiră ochii când se clătină, împiedicându-se. Iar balustrada podului cedă, corpul său rostogolindu-se în râul furios, un fir de fum ieșind din arma lui Bobby Ray, în timp ce se mergea împleticit de cealaltă parte a podului. Apoi, ca și când lumea văzuse suficient, podul se prăbuși cu totul. Scândurile de lemn ce dăinuiseră acolo de pe timpul războiului civil se crăpară în bucăți și fură duși-se de valuri ca o viață ce se sfărâma. Lângă oraș se vedeau mai multe lumini de girofar, iar mama strigă să acopere vaetul sirenei. Ești bine, Bobby Ray? Da, doamnă. Își frecă pieptul și porni clătinat spre mașina de poliție, apucând stația radio. 3 zile au dragat fundul apei după ce Eddie fusese împușcat, însă nu i-au găsit cadavrul decât după 3 săptămâni. Un tată, care era cu fiul său la pescuit de somn, la vreo 13 km naval, a dat peste el agățat într-o masă amorfă de aluviuni amestecate cu noroi. Nu era o priveliște deloc plăcută. Bobby Ray l-a arestat pe Randy, care i-a divulgat pe ceilalți. Poliția statului l-a încolțit pe Ves într-o rulotă ce aparținea uneia din prietenele sale dubioase. Nu s-a dat prins cu una cu două și a fost capturat sub o ploaie de gloanțe. Cu timpul, Bobby Ray a descoperit că Elvis surprinsese o conversație de natură intimă pe care Doris Jane o purtase cu Eddie. După cum bănuiseră autoritățile, cineva care cunoștea toate dedesubturile la cluburile domnilor coordonase jafurile la acele locații. Doris Jane se încurcase cu cei de la laboratorul de metamfetamină de la capătul drumului. Când întârzia cu vreo plată, le spunea de unde puteau scoate bani frumoși. Afacerea luase o turnură proastă pentru ea, așa că s-a dus la Eddie, care fu mai mult decât interesat de informații și de tot ce mai avea ea de oferit. Doris Jean îi spusese locația laboratorului de metamfetamină, pentru că știa că acolo era o cantitate impresionantă de bani lichizi. În loc să aresteze oamenii și să dea publicității cazul care dăduse de furcă poliției statului, Eddie, Vess și Randy se ocupaseră de ei, cum s-ar zice. Bobby Ray le-a găsit cadavrele îngropate pe o parte a dealului acoperite cu ferici și rododendron. Mormintele lor, puțin adânci, erau situate lângă casa părăsită de la capătul șoselei Benedict. Greșeala pe care o făcuse Eddie fusese aceea de a face pană pe când trecea pe lângă benzinăria Exxon, întorcându-se la birou. Elvis se întâmplă să fie acolo și scosese gențile cu bani din portbagajul său în timp ce instala roata cea nouă. Vreo 2 zile i-a luat lui Eddie să pună cap la cap firul evenimentelor și să găsească drept dovadă un soi de aparat de declanșare a exploziei pe care Elvis îl folosise să determine spargerea pneului. Unii nu l-au crezut pe Elvis în stare să conceapă un asemenea plan. Oamenii aceia nu-l cunoșteau pe Elvis și cât de obsedat era de explozii. Aceiași muncitori care căutaseră cadavrul lui Eddie în râu l-au găsit și pe Elvis, la câteva sute de metri de pod, corpul său fiind înfășurat în lanțuri, sub 2 grămezi de zgură. Cadavrul său se descompusese, dar tot arăta mai bine ca lui Eddie.
Am participat cu mama la mormântare, sicriul fiind acoperit cu capacul, iar eu am șezut lângă mama sa. Era primul serviciu religios la care mergeam cu mama de când mă eliberasem, iar eu am avut sentimentul că eram în sfârșit acasă. Predicatorul a spus toate lucrurile bune despre Aron pe care și le putea aminti, referindu-se până și la porecla sa și la înclinația de a cânta. Însă nimeni nici măcar nu intuia cine fusese omul acesta cu adevărat. Aron era una din rănile ambulante, bântuit de alegerile pe care le făcuse ca noi ceilalți. Nu-și meritase soarta, iar eu îmi doream să mă fie eliberat mai devreme. Bobby Ray veni și el la mormântare și schimbă la final câteva cuvinte cu doamna Spurlock. Îi spuse că de rău îi părea și că își dorea să fi putut face mai mult. Ea îl îmbrățișă aproape părând că ea îi oferă lui mai multă alinare decât viceversa. Am recitit testamentul lui Aron și am încercat să descifrez mesajul codat printre rânduri. Când eram copii, foloseam cuvinte cu dublu înțeles, creând un mesaj ascuns pe care doar noi îl înțelegeam. Era codul Elvis, știu doar de noi. Mai am doar un singur lucru de valoare și acesta îi revine lui Will Hatfield, pentru că și el e probabil la fel de sătul, cuvânt subliniat, de polițiștii care mișună prin zonă ca și mine. El știe unde se află acesta și cred că știe ce să facă cu el. În cele din urmă am avut o iluminare, așa că într-o dimineață geroasă de duminică, l-am sunat pe Bobby Ray, ne-am dus la secție și am deschis portbagajul mașinii de poliție, ce aparținuse lui Eddie. În interiorul roții de rezervă era cea mai mare parte din banii rezultați din jafuri, având încă banda de hârtie a băncii. Știi că există o recompensă pentru asta, spuse Bobby Ray. Cât? Păi cred că suficient cât să termin casa aia la care muncești. Recompensa a venit cu întârziere, iar eu nu eram dispus să păstrez toată suma. După cât de mult ținea Aron la mama lui, m-am gândit că ar fi vrut să aibă și ea o parte din ei, așa că m-am asigurat că banca ne-a tăiat câte un cec la amândoi. Unii n-au fost foarte încântați de hotărârea mea, dar presupun că n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Domnul judecător Henderson veni pe acasă într-o zi pe când eram la lucru, iar mama l-a adus cu mașina sus pe deal, cuprinse cu ochii larga priveliște oferită de dealuri și se întinse. Presupun că asta ți-a dat puterea să mergi înainte când erai închis la Clarkson. Am aprobat din cap și mi-am șters sudoarea de pe sprânceană. Trase adânc aer în piept și îl expiră. Și mie mi-ar fi dat putere. Am fost colegă de clasă cu domnul judecător Henderson la școala generală, acum amar de vreme, spuse mama. Și a pierdut soția anul trecut, cam pe vremea asta, nu? Da, cam așa ce. Era o creștină foarte evlavioasă. Henderson dădu afirmativ din cap. N-am reușit niciodată să o conving să repete trasul la țintă, așa cum am auzit că ai făcut tu cu polițiștii de pe aici. Mama pufni în râs, iar acesta era unul din sunetele pe care îți dorești din suflet să le auzi. Ca viață ce revenea în cadavrul lui Lazar, sau ca piatra ce se rostogolea de pe mormânt. Nu știam că dumneavoastră sunteți coyote, spusei. N-am vrut să afle nimeni, spuse el. Era ceva care să-mi umple timpul, mai ales după ce a murit soția mea. Simplu auz al unor voci în noapte mă făcea să trec ceva mai ușor peste durere. Mă bucur că erați pe frecvență în noaptea aceea. Nu sunt sigur că am fost de mare ajutor. Îmi doresc să fi făcut mai mult. Mă informă în numele Consiliului Local că problema exproprierii pentru cauză de utilitate publică fusese revocată. Era un lucru la care îi forțase Eddie. Nu trebuie să-l consider responsabil pe fratele tău? I-am arătat lui Henderson cam cum ar arăta casa, iar mama ne-a însoțit ca un cățeluș fericit. Pe platforma de afară mi-am exprimat speranța că într-o bună zi aveam să stau pe exact același loc, urmărindu-mi cu privirea copiii cum se joacă în curtea din față. Își trecu mâna peste balustradă. Will, nu spun asta foarte des, nu mi se dă șansa, dar cred că m-am înșelat în privința ta.
Cum așa? Felul cum te-ai comportat în sala de tribunal, n-a mai pomenit pe nimeni care să șadă liniștit și să-și accepte sentința cum ai făcut tu. Am vorbit cu directorul închisorii Clarkson și mi-a spus că ai fost un deținut model. Nouă ni se pare că sună bine, dar nu dă prea bine la CV, domnule judecător. După tot ce s-a întâmplat, cred că orașul te va accepta. Măcar atâta pot și ei să facă. Să fie puțin mai deschiși față de fiul lor, cel risipitor. Vă mulțumesc. Mama l-a invitat la cină pe judecătorul Henderson în acea seară, iar eu le-am spus că aveam atâta treabă că nu puteam să mă desprind de acolo. Mama râse din nou. Capitolul 47. Karin. Ruti spusese odată că viața nu era numai frumoasă și că trebuia să accepți și urâciunea din ea. M-am agățat de asta în timp ce zilele treceau. Am vorbit cu Richard și am încercat să rezolv problemele, însă nu eram atât de implicată pe cât aș fi vrut în viața copiilor mei și nu reușeam să dau de Ruti. Acum mă împinsese departe de ea cu aceeași forță cu care mă îmboldea spre ceva. Gândul la Will și drumul de întoarcere de la Cincinnati reveneau constant. Nu mi-eșea din minte conștiința faptului că fusesem acolo când omorâse copiii. Oare era adevărat? Sau poate că mă lăsase acasă înainte și adormise în drum spre serviciu? Mi-am făcut de lucru cu treburile bisericii, luându-mi cafeaua în sala mare, gândindu-mă că Ruti avea să intre să-mi țină companie, însă am băut cafeaua singură. Eram în biroul soțului meu, discutând despre nu mai știu ce frământări interioare, când se auzi un ciocănit în ușă. Intră, spuse el. Ușa se deschise, iar în încăpere păși Will Hatfield. Mai îmbătrânit, cu fața aridată și arsă de soare din cauza lucrului pe care îl găsise, indiferent care era acela. M-am întors imediat spre Richard, de teamă să nu creadă că ar fi fost ceva între noi, însă el îl întâmpină pe Will, strângându-i mâna și oferindu-i un scaun. Bună, mă salută Will. Mi-am amintit vocea lui, iar o căldură binefăcătoare mi se împrăștie în tot corpul. A trecut multă vreme. Într-adevăr, ce mai faci? M-am uitat din nou la soțul meu. Își trăsese un scaun chiar în fața noastră, de parcă urma să participăm la un soi de conversație între ei. Sunt bine, i-am răspuns. Mă frământ anumite chestii, dar sunt bine. Ce te aduce la biserică? Will se uită la Richard, apoi din nou la mine. Voiam să vorbesc cu tine despre noaptea aceea. Da, despre concert și despre drumul spre casă. Tocmai discutam mai de ună-s dacă eram sau nu în mașină când s-a produs accidentul. Așa vrea să zică, care va să zică, spuse Will, frecându-și mâinile de blugi. Avea mâini foarte puternice, iar mușchii pulsau pe brațe. Însă părea agitat. Ce-ți amintești? Îi spusesem ce-i povestisem și lui Richard, însă amintirile mi erau încă neclare. Will ascultă, dând aprobator din cap și confirmându-mi cuvintele. La un moment dat, spusei, tatăl meu mi-a zis că m-a adus acasă și m-a purtat pe brațe înăuntru. Richard își încrucișă picioarele studiindu-mă. Karin, uneori ai nevoie de permisiunea de a-ți aminti. Există lucruri ce sunt încuiate în adâncul sufletelor noastre, care nu credem că ne afectează, dar pe care le cărăm după noi în fiecare zi a vieții noastre. Vorbești ca un psiholog, am pufnit în râs. Richard zâmbi. Ai permisiunea să-ți amintești. Suntem aici ca să te ajutăm. Ok, zise eu cu nonșalanță. Sunt gata. Will se aplecă înainte cu coatele pe genunchi și mâinile încleștate. Karin, există ceva ce nu-ți amintești din noaptea aceea? Străbătusem lungul drum spre casă din sud de Cincinnati spre Kentucky, iar Will viră brusc pentru a evita un cerb care trecea autostrada pe lângă Moread. Se lăsase ceața de dimineață de vreme sau noaptea târziu, iar el trase într-o parcare lăturalnică. M-am mișcat, iar Will mă bătu prietenește pe umăr.
Trebuie să dorm câteva minute, mi s-au îngreunat pleoapele, spuse el. Stăteam chircită în scaunul din dreapta, încercând să alung efectele vinului. El mă întrebă dacă nu voiam să mă întind pe bancheta din spate, însă i-am spus că stăteam confortabil acolo în scaun. Nu-mi pot întinde picioarele aici, spuse el, mă duc în spate. Noaptea se lăsă de-a binelea peste noi când tirurile începură să treacă prin parcare. Erau atât de multe aliniate în pantă încât nici nu le-am mai ținut socoteală. Vreo 2 ore mai târziu am început să ne mișcăm din nou pe când se lăsa ceața dimineții, o peliculă de umezeală peste parbriz. Ștergătoarele de parbriz obosite scârțâiau în timp ce se mișcau încoace și încolo. Părinții mei trebuie să fie îngrijorați. Un indicator neura bun venit în minunata și sălbatica Virginie de vest. Copacii păreau îmbietori, dealurile explodau de verde, iar aerul era plin de parfumul umed al pământului. Fiind dimineață, începură să circule din ce în ce mai multe mașini, oameni ce mergeau la serviciu, în spitale, fabrici sau magazine de piese auto. Am depășit un camion vechi, încărcat cu gunoi, ce atârna afară pe jumătate, așa de neglijent, încât m-am temut că avea să cadă pe șosea în fața mașinii noastre. Drumul murmura o melodie de leagăn, încât îți era imposibil să nu te gândești din nou la somn. Ne aflam la câteva minute de casa mea, însă Will trebuia să meargă la serviciu, iar eu am presupus că voia cu siguranță să se schimbe. M-am întors și m-am uitat cum doarme, apoi am reglat oglinda retrovizoare pentru a-i privi fața. Dormea un somn pașnic de bebeluș, profund și detașat de lumea înconjurătoare. Era un băiat, aproape bărbat, care avea să devină un bun soț. Desigur, trebuia prelucrat, însă un bărbat bun, cu capul pe umeri, loial și sincer. Nu ca mulți băieți pe care îi cunoscusem. Will era tot ceea ce eu nu reușisem să fiu. Nu meritam un astfel de bărbat sau o viață plină de iubire și gingășie. Ispitisem și testasem limitele și iată-mă acolo, în prezența acestui flăcău cum se cade. Primul semn că dădusem de belea a fost o smucitură ce lovi aripa dreapta mașinii, făcând-o să se clatine. Mi-am ridicat privirea tresărind din visul meu de dimineață când eram pe jumătate adormită, pe jumătate trează. Mașina ieșise în afara carosabilului, aruncând pietriș în cavitatea roții, volanul clătinându-se violent. Will se ridică în capul oaselor. Carin! Era prea târziu. În încercarea de a redresa mașina, am sărit de pe bordura șoselei pe celălalt sens, călcând pe accelerație în loc de frână. Nu venea nimeni din cealaltă direcție, însă când am virat înapoi pe sensul meu de mers, am tras din nou prea mult de volan, iar de data aceasta ambele roți au ieșit de pe carosabil. Frână, frână, urlă Will. Mi-am pus ambele picioare pe podea, iar noi am alunecat, însă nu înainte de a lovi ceva. Apoi ne-am ciocnit de gard. Will sări peste scaunul din dreapta și ieși pe portieră. Din radiator ieșeau aburi. Am crezut că se uita la partea din fața mașinii să constate stricăciunile, însă expresia de pe fața lui era de groază pură. Se aplecă examinând ceva. Apoi se dădu la stânga. Când își ridică privirea spre mine, ochii săi arătau o disperare pe care n-o mai văzusem, ca și cum ar fi avut ceva în adâncul sufletului ce nu putea explica și nici împărtăși. Nu, rămâi în mașină, spuse el. Însă eu coborâsem deja, pășind spre botul mașinii, privind capota boțită, amprente de lovituri în metal și dungi de culoare roșie. Pe pământ zăcea o păpușică cu fața în pietriș, iar eu m-am întrebat cine ar fi putut scăpa o jucărie ce părea atât de reală lângă drum. Probabil că undeva un copil plânge până adoarme, fiindcă nu o găsise. Apoi a mai zărit încă una. Un păr de un șaten închis îi cădeau pe umeri acoperindu-i fața. Un lichid roșu îi se scurgea din cap, cu picioarele și mâinile strâmbe. M-am prăbușit la pământ lângă ele, iar Will m-a ridicat. Cred că așa se întâmplase, pentru că m-am trezit în mașină, pe când intram pe aleea casei mele. Mă purtă pe brațe din mașină până la ușa din față și mă puse pe canapea.
A avut loc un accident, îi spuse el tatălui meu. Am sunat după ajutor, însă trebuie să mă întorc. Ca și cum aș fi trezit dintr-un coșmar interminabil și istovitor, adevărul acelui moment mă înghițise cu totul. Auzisem până atunci doar o singură notă de pian, iar acum am început să ascult o întreagă orchestră de coarde ce interpreta o simfonie a tristeții, iubirii și a vieții. Nu doar că fusesem în mașină, fusesem și în spatele volanului. În sfârșit avea logică faptul că Richard îi permisese lui Will să mă contacteze, să intre brutal în viața mea cu această groaznică realitate și cu efectele pe care le produsese asupra mea. Dormeai, i-am șoptit eu lui Will, dar le-ai spus polițiștilor că tu conduceai. M-am întors spre soțul meu. Eu ar fi trebuit să fie cea care mi-am acoperit fața cu mâinile. Will îmi luă una din mâini și o ținu delicat. Karin, încă de când eram copii am știut. Ce ai știut? Că într-o bună zi vom fi împreună, iar eu n-am putut suporta gândul ca tu să treci prin asta. Dar n-am trecut prin asta, adică să suporți consecințele. Pereții biroului împărură diferiți. Îi zugrăvisem într-un verde deschis, o culoare drăguță de coajă de lămâie, însă acum erau de un alb murdar șters ca umbra. Richard ședea în fața unui birou de oțel, nu în fața celui din lemn din biroul său. Eram în sala de conferință a bisericii, în biroul altcuiva. E regulă, Karin, suntem aici pentru a te ajuta. O femeie ce purta un pulover subțire decorat cu ursuleți stătea în spatele meu ascultând. Tocmai intrase peste noi. Când am întrebat, Richard îi spusese că poate să plece. Richard își descrucișă picioarele, neslăbindu-mă din ochi. Ți-am găsit medicamentele ascunse în cămăruță, iar nu ți-ai luat pastilele. Mi-am ferit privirea simțindu-le căutăturile amândurora fixându-mă. Mai e ceva, spuse Richard. Știu că e cam multă informație de prelucrat, dar cred că te vei descurca. Ești gata? Am mai omorât copiii cuiva? Apoi povara a început să mă apese. Eu am fost. I-am omorât, nu? Expresia feței lui Richard era plină de compasiune și iubire. Cineva a spus odată că adevărul te va face liber. Crezi lucrul acesta? Da, m-am înnecat eu. Aici nu e biserica ta. Eu nu sunt pastorul tău. Ba sigur că ești. Duminica trecută ai predicat despre femeia aia care era cât pe ce să fie omorâtă cu pietre din cauza adulterului. Eu nu predic, sunt medic. Stai aici de când te-au internat părinții tăi. Te-au adus să-ți vizitezi bunica și te-a atașat de câteva persoane de pe aici. Despre ce vorbești? Acesta este un azil, o instituție care oferă asistență medicală. Din cauza crizelor pe care le făceai? Crize? Ce, ei cred că sunt nebună? Mintea ta era fragilă înainte de accident, erai vulnerabilă din cauza unor evenimente din trecutul tău. Trauma aceea te-a trimis într-o lume doar a ta, o realitate ce te-a ajutat să faci față. Unde-mi sunt copiii? Spuse eu cu o voce tremurândă. Ce-ai făcut cu copiii, Richard? Nu ai copii, nu au existat decât în imaginația ta. Camera a început să se învârtă cu mine, iar eu m-am ridicat în picioare ducând o mână la cap. Nu poate fi adevărat. L-am condus pe Darin la autobuz azi dimineață și pe Cali. Darin trebuie să iasă de la grădință peste puțin timp. Trebuie să plec. Nu înțelegi? Richard îmi luă din mână decupajul din ziar și îl despături. Copiii acelei familii, Carla, Tani, Dani, numele lor încep cu aceeași literă ca și numele copiilor tăi. Doar că nu sunt copiii tăi. Nu te-ai căsătorit niciodată, nu ai avut vreodată copii. Nu, sunt copiii mei, le-am purtat de grijă și i-am iubit, așa cum te-am iubit și pe tine, și această biserică, și doamnele, și... M-am întors spre Will, implorându-l din ochi. Spune-i că e o prostie, doar știi că am copii, nu? Vocea lui Richard răsună în spatele meu.
Aici sunt oameni care țin la tine. Aceștia sunt confidenții tăi de la biserică. Te așez în camera de zi și vorbești despre mese festive și invitate speciale. Unii care știu că inventez, dar... Ruti, am strigat. M-am ridicat înainte să mă poată prinde femeia cu puloverul cu ursuleți, trecând în grabă pe lângă Vil și ieșind pe ușă. Cineva luase covorul de pe coridor. Era doar o podea cu dale, în aer plutind mirosul de antiseptic. Un pat cu rotile cu așternuturi albe stătea neatins. Femei purtând același fel de pulovere cu ursuleți, se holbau la mine pășind în liniște pe holuri, în papuci albi. Ruti Bowles, am strigat eu. Unde este? Unde-i Ruti? Vă rog, spuneți-mi. Domnișoara Ruti e chiar aici, drăguță, spuse o negresă dordulie. Îmi arătă cu degetul un hol cu o ușă pe stânga. Înăuntru era un singur pat cu o perdea trasă în jurul său. Pe perete era instalat un televizor, iar în cameră era un scaun și o comodă mică cu mai multe sertare. O baie mare se afla la capătul camerei cu bare cromate montate în jurul toaletei și la cadă. Un dulap micuț. Am tras perdeaua și am privit rămășițele pământești ale prietenei mele. Toate conversațiile pe care le purtaserăm, toată înțelepciunea ei, avea fața trasă, iar oasele îi se vedeau prin pielea de pe mâini. Un tub imens ieșea din gură, fiind atașat la un aparat, ce bâzea și ticăia, ridicându-i pieptul și lăsându-l să cadă. Cineva îmi puse o mână pe umăr. Era Richard. Ruth este reală. La puțină vreme după ce a fost în vizită la penitenciar, s-a îmbolnăvit. Nici înainte nu fusese chiar în cea mai bună formă, dar condiția ei se deprecea permanent. Am fost la ea acasă, am protestat eu. Am simțit mirosul mâncării pregătite de ea. Am mers împreună la Walmart. Erați aici, în sala de mese și la chioșcu de lângă camera de zi. Cu excepția vizitei la penitenciar și a câtorva ieșiri cu părinții tăi, ai locuit aici. Întreaga mea viață este o minciună. Totul, copiii mei, soțul meu, chiar și Dumnezeu, totul e o mare minciună. Nu, spuse Vila apropiindu-se. Ai ales o biserică și să fii căsătorită cu un pastor. Ai inventat copii pe care i-ai iubit. Asta te-a ajutat. Cumva această lume paralelă te-a ajutat să te menții întreagă. Mintea omenească e o minunăție, spuse Richard, însă poate suferi stricăciuni. Îmi place să cred că acesta a fost un timp de vindecare pentru a-ți recăpăta puterile, astfel încât acele lucruri care te-au ajutat să faci față să poată deveni realitate. De cât timp sunt aici? Ai venit aici cam acum 8 ani. Din când în când am venit pe la tine să te ajut. 8 ani, am repetat eu ca un ecou. Apoi m-am uitat la Vil și am ridicat o sprânceană. Dacă Richard nu e soțul meu... Vil mă cuprinse în brațe. M-am retras cu privirea încețoșată de lacrimi. Nu te cred. E prea mult de digerat. Șt, spuse el strângându-mă la piept. Nu te forța să accepți asta. Eu am să te aștept. Capitolul 48. Vil. Karin se retrase în camera ei din instituție, asta fiind de fapt cămăruța ei, rămânând acolo zile în șir, ieșind doar ca să se ducă până la baie și să mănânce. Purta cu sine o Biblie jerpelită și un jurnal în micul spațiu împreună cu câteva cărți pe care le împrumutase din camera lui Ruti. Dr. Richard Welles îmi trimisese o scrisoare la Clarkson, explicându-mi situația lui Karin, nu chiar totul, doar ce putuse el să-și dea seama. Cum că se îndepărtase nițel de realitate, inventând relații, o căsnicie și copii, nu deodată, ci cu timpul. Un mecanism de autoprotecție ce-o depășise și-o împingea mai în adânc spre necunoscut. Însă relația cu Ruti marcase începutul procesului de revendicare a identității sale. O mână blândă, atrofiată de vreme, ce-o condusese din abisul ei spre diferite grade de lumină. Doctorul Welles își dăduse acordul cu privire la vizita la
Charleston, el și părinții ei escortând mașina de la distanță, având grijă să nu se întâmple nimic rău. Ruthie participase și ea la plan, având încrederea nestrămutată în tot acest timp că mai exista o speranță și un viitor pentru Karin. Întrezărise pâlpâiri de viață în prietena ei și alesese să o conducă pe cărările line ale adevărului, ascunse în străfundurile adânci din mintea lui Karin. Ceea ce Ruthie nu știuse până ce nu vorbise cu mine la Clarkson era faptul că prietena ei era monstrul de care orașul căuta cu orice preț să scape. Ruthie își pierduse nepoței în acea dimineață cețoasă de iulie. După ce se mai risipi jalea de la început, își dădu seama că era vremea să se mute din casa fiicei și a ginerelui ei. Alesese să locuiască în aripa de clădire, unde bătrânilor li se oferea asistență medicală, iar după câțiva ani se împrietenise cu Karin. Ruthie sesizase imediat problema de natură delicată pe care o avea Karin, dar nu știuse cum să procedeze. Însă după ce îl întâlnise pe doctorul Welles, începuse să ticluiască un plan. În concluzie, cred că Ruthie a ajutat-o cel mai mult pe Karin. Nu domnul doctor Welles sau vreunul dintre medicamentele pe care le-au încercat. Doar o femeie înțeleaptă și plină de compasiune, care s-a străduit să asculte și să vorbească unei vieți ce se destrămase și trebuia să fie reconstruită. Când în cele din urmă Ruthie se eliberă de legăturile mohorâte, după cum le numea ea adesea, Karin și părinții ei au participat la mormântare. Nimeni nu știa adevărul decât doctor Welles, Karin și doamna din Sicriu. M-am strecurat în spatele capelei și am plecat înainte ca funeraliile să se termine. Karin nu făcea altceva decât să privească insistent podeaua pe tot parcursul serviciului religios și păru mulțumită să-i urmeze pe cei care o conduceau. La mormântare am rămas în umbră. Cineva mi-a atins umărul, iar eu m-am întors. Un bărbat fără dinți, cu o salopetă mizerabilă, mestecând o grămadă de tabac ce-i dădea pe din afară din gură, îmi zâmbi. La picioarele sale era un câine bătrân, mulțumit să șadă la picioarele stăpânului său. "Vil," spuse el, "doar că e și mai mult un vi." "Jasper," spuse eu, "mă bucur să te văd." "Îmi e dor de tată, tă." "Cred, și mie mi-e dor de el, mi-e dor tare de el." Pastorul spuse câteva cuvinte despre bătrână, după care toată lumea se îmbrățișă și plecă fiecare spre mașina lui. Karin zăbovi lângă Sicriu cu un buchet de flori în mână, iar eu m-am mai apropiat cu câțiva pași. Fiica lui Ruthie se desprinse de ceilalți și se întoarse. Eram suficient de aproape încât să le aud. "Mama mea a vorbit foarte mult de dumneavoastră în ultimii ani," spuse ea. "Vă considera cea mai bună prietenă a ei." "Nu știu ce m-aș fi făcut fără ea," spuse Karin cu bărbia tremurând. "Este o grea pierdere." "Mereu a vrut să veniți la noi la cină, dar n-am reușit niciodată să ne organizăm. Mi-aș fi dorit să fi făcut lucrul acesta cât mai era încă printre noi." "Credeți că poate ați putea totuși să veniți?" "Cred că i-ar face plăcere." Karin privi în gol prin ea, apoi ceva se declanșă, ca și cum un detector de senzor se aprinsese în mintea ei. "Copiii dumneavoastră, ei erau victimele accidentului?" "Da," spuse ea, dar nu îndurerată, ci cu un anumit aer de siguranță, ca și cum era bucuroasă că cineva pomenise de ei, că și-amintise de existența lor. Poate că alții s-ar fi temut să abordeze subiectul, însă Karin vorbea deschis despre aceasta. "Fără iluzii, doar adevărul." "Uite, aici sunt înmormântați," spuse ea, arătând cu degetul. O conduse pe Karin la pietrele de mormânt, iar Karin îngenunche, ținându-se de mâna femeii. Depuse florile în fața plăcii comemorative și își trecu degetele peste literele celor trei nume. "Tani era o ștrengăriță și jumătate," spuse femeia. "Ați fi îndrăgit-o. Avea personalitatea bunicii ei. Mama mea ținea la toți copiii mei, dar cred că Tani era preferata ei. Mereu se ținea de pozne." Karin dădu afirmativ din cap, se întinse peste micile morminte și plânse.
Fiecare își creează propria sa lume acolo unde trăiește și respiră. A mea fusese în Clarkston. A lui Karin fusese la fel de reală pentru ea. Niciunul din noi nu voiam să rămânem în acea lume. Aveam doar nevoie de o portiță de ieșire. Soarele apunea spre vest, acoperind dealurile cu o strălucire aurie. Tunsesem iarba cu tractorul tatălui meu, iar câmpul lucea în lumina soarelui precum o tunsoare de copil. Nu mi-adusesem prea multă mobilă în casă, doar un pat și o masă în bucătărie. Covorul cel nou o făcea să miroasă ca o sală de expoziție, iar eu îmi scuturam mereu cizmele când intram înăuntru. Îmi făcusem obiceiul să șed pe verandă și să închin un pahar, comemorând soarele ce apunea încă o dată. Uneori îmi mai ținea companie și mama, cu toate că, așa cum se dovedi, petrecea mai multă vreme cu domnul judecător Henderson. Când Carson și Jenna veniră să vadă casa, amândoi au avut aceeași reacție. Ce-o fi fost în capul tău de a-i vrut să locuiești tocmai la cucuieții din deal, izolat de restul lumii?" spuse Jenna. Dar nu vreau să trăiesc izolat de restul lumii," spuse eu. Clătină din cap. Carson spuse: "O să ai nevoie de un câine bun să-ți ia animalele la distanță de pubela cu gunoi." "Presupun că da." Îi arătă Jenei capul de săgeată înțepenit în trunchiul copacului și își puse o mână pe burtica ei. "Copiii noștri or să se zbată în pântec până vor ieși afară dacă văd chestia asta." Gheața din paharul meu lăsă un cerc umed pe betonul verandei, mă durea întregul corp, iar eu m-am întins pe spate și am început să casc gura la norii ce se făceau comos pe cer. Vântul făcea iarba să foșnească, iar eu am închis ochii, imaginându-mi-l pe tata, aruncând o minge de fiecare dată la acest moment al zilei. "Ți-ar plăcea casa asta, ți-ar plăcea la nebunie aici sus." O altă briză de vânt, iar eu am observat mișcare printre copaci. Cerbii treceau frecvent peste câmp, dar acesta nu era un cerb. O persoană se zări de după piatra de var și se apropia ca un copil ce dă cu șutul în cosaș. O cunoșteam după umblet, corpul unei dansatoare, bronzat și agil, iar părul de culoarea fânului iarna îi curgea lin pe umeri. M-am ridicat în picioare pe verandă în așteptare, așa cum promisesem. Mi se păru mai potrivit să nu fug, să o îmbrățișez pe câmp, ci să aștept, pur și simplu. O lăsasem să vină la mine în ritmul ei, cum dorea ea. De asta avea nevoie. "Am auzit că ți-ai ridicat casa aici pe deal," îmi strigă Karin când se apropie. "Am o priveliște de invidiat, s-o vezi acoperită cu zăpadă, ce frumoasă e." "E și mare, câte băi are?" "De câte ai nevoie?" "Păi, cred că de una singură," zâmbi. Acum era pe cărare, făcând pași mai mărunți, întorcându-se să vadă valea, apoi uitându-se din nou la mine. Mă luase cu fior pe șira spinării când am văzut-o oricând dealul. Mi se părea că visez. "Parcă te cunosc de undeva," spuse ea, îndepărtând o șuviță de păr care îi venea în ochi. Am coborât un pas, întâmpinând-o pe alee. "De câtă vreme aștepți aici?" "Nu de mult, n-am așteptat deloc mult." Karin se lipi de mine și își puse capul pe pieptul meu, iar eu am avut senzația că soarele topise întreaga lume. Am cuprins-o în brațe și am tras-o spre mine. Aș fi așteptat și o viață întreagă. Mă privi, iar eu am citit în aceste fântâni adânci durere, iubire și amintire. "N-ai făcut o profeție cu multă vreme în urmă, cu privire la noi?" "Ba da." Karin se întoarse și se uită la ultimele degete de lumină ce se retrăgeau printre nori, stelele fiind aproape gata să-și înceapă numărul. Apoi își trecu brațul pe după talia mea și se lipi din nou de mine. "Posibil să mai dureze ceva vreme, dar eu cred că m-aș putea obișnui cu asta."
Capitolul 49. Danny Boyd. I-am povestit consilierului despre mormântarea bunicii mele și că-l văzusem pe tipul acela stând lângă copaci și despre femeia care se întinsese peste mormintele surorilor mele. I-am spus că deslegase misterul, pusesem cap la cap întreaga poveste. Ea era, de fapt, șoferița, iar el încasase pedeapsa. Foarte drăguț din partea lui, în spirit de sacrificiu. Consilierul meu dădu afirmativ din cap. Care este acum starea părinților tăi? Cred că mai bine. Nu că le-ar fi trecut de tot, dar știți, a trecut multă vreme. Mai ai întrebări cu privire la viața ta? Am clătinat din cap. El mă privi insistent. Presupun că m-a văzut transpirând și s-a prins că ceva nu era în ordine. M-am uitat în jur după un termostat, dar n-am văzut niciunul. Își mânghie barba și aruncă o privire furișă la pantofii mei. La ce te gândești? La surorile mele. Faptul că am fost la cimitir mi-a cam răscolit amintirile. Regretul că am fost un frate neglijent. Ce le-ai spune dacă ar veni acum aici? Am cumpănit o vreme, iar în cele din urmă am zis, le-aș spune că îmi pare rău că le-am dat drumul de mână, îmi pare rău că am sărit din calea mașinii, mi-aș fi dorit să fi rămas cu ele. Dacă ai fi rămas, ar mai fi încă în viață? Sau dacă nu le-ai fi dat drumul de mână, ai fi acum cu ele, nu? Nu știu. Nu e un răspuns potrivit, spuse el. Da, cam asta simt. Ok, foarte bine. Se aplecă și își puse mâna pe a mea ca și cum voia să spună ceva ce ar trebui să-mi amintesc, ca și cum se pregătea să tragă cortina și să-mi ceară să aleg una din cele trei cutii sau uși, așa cum făceau cei de la jocul Hai să facem o afacere. Vreau să-ți arăt ceva dacă te simți pregătit, spuse el, numai dacă te simți pregătit. De unde să știu eu dacă mă simt pregătit? Că habar n-am ce vreți să mă arătați. Se ridică și deschise ușă. O lumină strălucitoare năvăli de pe hol, iar eu a trebuit să-mi acopăr ochii. Intrară două femei, amândouă drăguțe, cu păr lung ca al maică-mii. Nu la fel de în vârstă ca mama, dar sigur nu mai erau la liceu. Poate terminaseră și facultatea. Bună, Dani, spuse cea cu părul șaten. Zâmbetul ei mi era oarecum cunoscut. Cealaltă mă salută și chicoti. Bună, răspunse eu. Consilierul se întoarse spre mine și m-a privit drept în ochi. Ce-i? Am întrebat. Femeile îngenunchiară de o parte și de alta scaunului meu. Ce-i? L-am întrebat din nou, dar el se încăpățână să nu scoată o vorbă. Fata cea șatenă, cea cu gropiță în bărbie, îmi luă delicat mâna. Nu ne-ai dat drumul de mână, spuse ea. Am închis ochii pe jumătate și am spus, poftim? Dani, erai cu noi, spuse cealaltă. Nu înțelegi? Gândurile mi se învârteau în cap ca un carusel din parcul de distracții, din care vrei să te dai jos, dar nu poți, pentru că tipul de la panou de comandă nu te aude cum țipi. Sau nu vrea. Mi-am închis ochii și am auzit huruitul motorului și prundișul scrâșnind. Pneurile ce părăseau carosabilul. Mașina care se îndrepta în viteză spre noi. A durat o secundă, poate o jumătate de secundă. Impactul mă proiectă peste gard. Te-au găsit abia după câteva ore, Dani. Mi-am deschis ochii. Stăteam în picioare, ținându-ne de mână toți trei, nu într-o cameră cu rafturi de cărți și picturi, ci în mijlocul unei panorame deschise, cu priveliște asupra unui oraș strălucitor, pur și curat. Cam cum ar trebui să arate paradisul. Consilierul se aplecă spre urechea mea. Bun venit acasă! Nu-mi puteam lua ochii de la scena din fața mea, dar îmi dădeam seama că zâmbește. Inspiră adânc și îmi puse mâna pe umăr. O cicatrice. Una zdravănă, cum mai văzusem la unchiul meu, după ce îi se înfipsese din greșeală furca în mână. De ce mi-ați arătat asta? De ce a trebuit să trec prin toate astea? Multe întrebări nu-și găsesc răspunsul. Aici găsești răspunsurile. Și orice lacrimă este ștearsă.
durerea nu mai există. Vezi, Dani, poveștile noastre sunt ca ploaia, cad sub formă de picături în râuri, grăbindu-se naval, luând proporții în virtutea inerției. Curg împreună, încercând să dea de capăt. Însă nu mai există capăt. Istoria ta și a lor vor fi povestite și repovestite, fiind prelucrate în mii de feluri. Însă mi-ați oferit acest lucru, mi l-ați arătat. Iar tu îl vei povesti altora, vei înțelege mai în profunzime. Am simțit cum îmi vine o lacrimă în ochi. M-am uitat la surorile mele, apoi din nou la el. Nu le-am dat drumul de mână, spusei. Nu le-am dat drumul. Lacrima căzui inofensivă pe pământ. Era ultima pe care aveam să o plâng.